Bine v-am găsit, istoria se scrie în direct, vedeți imagini de la Vila Lac 2, acolo unde premierul Florin Câțu se întâlnește cu susținătorii din partid. Informațiile mele, în această seară îi se decide soarta lui Florin Câțu, în sensul în care premierul cere un vot total de încredere din partea susținătorilor pentru a-și depune mâine candidatura oficială pentru conducerea Partidului Național Liberal. Sunt formalitățile, lucrurile astea se întâmplă în plin scandal în care Florin Câțu este implicat de 4-5 zile, da, după ce a bubuit acest dosar din Statele Unite, dosarul de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Cu ceea ce s-a întâmplat ieri și alaltă, ieri cu ieșirile lui Ludovic Orban, bubuie nervii și bubuie scandalul politic în PNL, cu consecințe evident care ne vor afecta în zona guvernamentală. Ați văzut reacțiile ministrului Justiției, foarte interesant astăzi la colegul meu Tudor Mușat, a introdus niște nuanțe foarte interesante. Useriștii sunt pe cai mari, Florin Câțu are mari probleme de autoritate în guvern, așadar se derulează sub ochii noștri acest episod. Repet, avem imagini de acolo, de la Vila Lac 2. O să vedeți imagini cu premierul luate de evenimentul zilei, îndreptându-se la ora 18 pentru această ședință capitală, da, pentru Florin Câțu. Din informațiile mele, cam toți liderii importanți ai PNL îl vor susține în continuare pe Florin Câțu. Nu se pune problema retragerii sale din cursa pentru conducerea PNL. Nu au alternativă cei care s-au cristalizat, cei care s-au grupat în jurul lui Florin Câțu. A contat foarte mult și ce s-a întâmplat duminică, când practic președintele României la Ziua Marinei l-a cauționat, l-a investit, i-a acordat în continuare încredere publică premierului Câțu pentru a continua această cursă. Însă, astăzi, din punctul meu de vedere, premierul ghinionist al României, după scandalul ăsta, primește o gură mare de oxigen. Oficial, România are o creștere economică de 13%, cea mai mare din ultimii ani. Asta raportată, evident, la ce s-a întâmplat cu economia anul trecut în pandemie. 2% de creștere, cea mai mare din Europa. O să vedem în ce măsură creșterea asta o să ne aducă și nouă românilor beneficii. Bună seara, domnule Daniel Zamfir, Partidul Social Democrat. Ați comentat... Datele sunt oficiale. Abia aștept să comentez dacă nu o să-mi dați. Datele statistice sunt, sigur, oficiale și dumneavoastră când guvernați foloseați cu asupra de măsură datele statistice. E regulă. Când îmi permiteți să... Bună seara. Bună seara. Bună seara, Robert Turcescu. Bună seara, Silviu. Bună seara, jurnalist. Mulțumesc pentru prezență. Domnul Mario Demețu, Partidul Național Liberal. Astăzi, susținător al domnului Ludovic Orban, a semnat moțiunea Ludovic Orban, așa. Dar mâine, apropo, domnule Demețu, mâine merge și Ludovic Orban să depună candidatura oficială, să depună moțiunea sau platforma sub care candidează, sau când se va întâmpla? Dacă dumneavoastră știți că mâine, înseamnă că mâine este. Eu nu am această informație. Mâine știm despre premierul Florin Câțu, care urma să facă. Da, a zis că Ludovic Orban merge. Bun, haideți să vedem imaginile, să le comentăm. Se pot depune candidaturile. După 25 nu se mai Bun, pute. Să vedem imaginile de astăzi, să le comentăm, să vedem ce se va întâmpla mâine. Întrebarea este ce poate să ne aducă ziua de mâine, de poimine. Există foarte multă, să nu numesc zvonistică, dar există foarte multe discuții în zona de presă, în zona liderilor politici. Se așteaptă să bubuie un alt scandal în PNL. Cu referire probabil la Florin Câțu, evident toată lumea așteaptă o continuare, episodul 3, episodul 4, dar unii liberali spun că acest scandal provocat, spun cei din tabăra lui Florin Câțu, de tabăra lui Orban, nu va rămâne neplătit de tabăra susținătorului Florin Câțu, în sensul că va ieși ceva pe piață și despre ceilalți, da? Sau despre, poate chiar despre Ludovic Orban, președintele PNL, care a apăsat foarte tare pe pedală, atacuri foarte dure ale lui Ludovic Orban aseară pe un post de televiziune. Este un război total. Este un război total în condițiile în care prestigioasa publicație Politico, da, a publicat un sondaj în care Partidul Național Liberal este creditat doar cu 18%. Este o cădere groaznică în sondaje. Dacă acest sondaj, această fotografie de moment se confirmă și de alte studii, discutăm de o pierdere de vreo 20% începând cu decembrie 2000,
19, când Partidul Național Liberal a intrat la guvernare după îndepărtarea guvernului Dăncilă. Așadar, Robert, până să-l vedem pe Florin Câțu cu creșterea economică, o lăsăm puțin mai încolo, vreau să comentăm atmosfera la cald, da? Da, e clar că avem de-a face cu un război din ce în ce mai puternic în interiorul Partidului Național Liberal. Pe de o parte pentru că Ludovic Orban își dă seama că în acest moment chiar e momentul care pe care. Adică se intră deja pe ultima 100 de metri în această bătălie pentru congresul din septembrie. Nu cred că lucrurile pe care le vom afla despre domnul Florin Câțu s-au terminat. Așa cum bine spuneai și tu, sunt zvonuri în legătură cu alte lucruri pe care urmează să le aflăm despre Florin Câțu, nu dosare, nu despre asta este vorba, ci chestiuni care ar putea veni în continuare. De asta și întâlnirea de astăzi de la Vila Lac, sursele mele îmi spun că a fost cerută mai mult de susținătorii lui Florin Câțu decât de Florin Câțu. Pentru că susținătorii lui Florin Câțu vor să afle de la Florin Câțu însuși, din gurița lui, dacă s-ar putea spune așa, dacă mai există ceva ce ar putea apărea în perioada următoare din biografia lui, recentă sau mai puțin recentă, în așa fel încât oamenii să știe, bă, ne mai pregătești vreo surpriză? Au fost năuciți vreo două zile, trei, a fost o situație complicată. Abia astăzi pare se că și-au revenit sigur cu un așa zis comunicat de presă, despre care cred că o să discutăm, nu, la un moment dat sau o să-l vedem imediat, da, ușor penibil, așa, da, adică toată chestiunea e aruncată spre Ludovic Orban, mai nimic despre Florin Câțu. E o strategie de comunicare fără discuție în toată treaba asta. Pe de altă parte însă, hai să fim serioși, nici domnul Ludovic Orban nu e vreo fată mare în politică, nu? Adică face politică de vreo 30 de ani, sunt multe lucruri și în biografia domnului Orban, probabil că sunt și filmări, și fotografii, și documente, ne putem aștepta la o replică, dar cred că ea va veni doar în măsura în care ar putea simți domnul Florin Câțu că este pusă în pericol câștigarea funcției de președinte al Partidului Național Liberal. Așa cum arată lucrurile în momentul de față, Câțu beneficiază, nu știu neapărat cât de suportul membrilor Partidului Național Liberal, ci a spune mai degrabă de suportul unui fel de galerie mai puțin văzută care îl vrea șef al PNL. În frunte cu oamenii din jurul președintelui Iohannis, care nu sunt neapărat membrii Partidului Național Liberal, cu un soi de, haide să spunem, de front mediatic, da, care îl prezintă pe domnul Câțu ca fiind un soi de erou al acestor vremuri. Nu? Domnul Câțu e cel care aduce prosperitate, ia uite cum duduie economia. Interesantă analiza. Mie mi se pare că Florin Câțu a fost destul de criticat de televiziunile de știri, cu excepția poate a unui post, dar Câțu nu a beneficiat de un tratament preferențial după izbucnirea scandalului. A, după sau te referi înainte? Mă refer înainte, sigur. Sigur că după izbucnirea scandalului nici n-aveai cum să-l aperi foarte mult. Ce să spui despre Câțu? S-a încercat strategia aceea, era, domne, tânăr, nu știu ce, după aia lumea s-a prins. Stai, mă, nu era tânăr, avea 29 de ani. Domnule, Robert Turcescu a spus că nici Ludovic Orban nu e fată mare. Nu e fată mare în politică. Vă așteptați ca la niște dosare, niște schelete scoase din dulapul președintelui PNR pe care susțineți? Ca să merg pe ideea domnului Turcescu, să nu fi fată mare în politică, dar dumnealui a și specificat, face politică de 30 de ani, când se întâmplă lucrul acesta și ai candidat de-a lungul timpului la diferite funcții sau ai fost în diferite funcții guvernamentale la nivelul cel mai înalt, e greu să mai ai scheleți în dulap pe care să nu-i știe deja lumea. E destul de greu. Iar, adică, poate, nu știu, poate domnul Robert Turcescu știe ceva despre trecutul recent, dar dacă vorbim despre trecutul vechi, trecutul istoric al domnului Orban, e greu să mă gândesc ce s-ar putea spune și nu s-a spus deja. Noi o să vedem? O să vedem când dansează el din nou. Am văzut, noi din audiovizual primim foarte multe informații, dar există legislație CNA, e foarte complicat să introducem informații fără să avem o bază factuală. Pe de altă parte,
Raleș Bogdan cred că a intervenit duminică la colega noastră Nadia Ciurlin, cred că a intervenit și ieri foarte agresiv și a spus, domnule, dacă se joacă povestea așa, o să vedeți că nu o să plătim și noi cu sec. În sensul în care vor fi dispuși să scoată și ei să pună pe masă tabra lui Florin Câțu informații compromisătoare, evident, despre Ludovic Orban. Adică s-a ajuns la momentul ăsta, iar Raleș Bogdan acum, cu simpatia, cu antipatia, pentru că are o viață grea în politică, fostul jurnalist, da? Știe lucruri, pentru că a operat și el în spațiu mediatic cu informații, a fost în presă atâta timp la nivel mare, da? 6-7 ani și evident că poate să pună pe masă informații. Îmi permiteți un accent în contextul ăsta, domnule, iertați-mă. Da. Doar adică amenințarea, din punctul meu de vedere, scuză-mă, Robert, a lui Raleș Bogdan, a fost oarecum explicită. Dacă Ludovic Orban se pregătea ceva, da, din partea unor băieți, cum spunea el, care vă aduceți aminte declarația, da, ieșirea lui atunci în spațiu public când a spus ei anunț pe cei care vor să intervină în jocul poliției să stea deoparte, să știu așa, a blocat apariția, da? Ăia s-au blocat, bă, dacă scoatem acum ceva despre Orban, or să-i dea toți dreptate să spună, bă, au scos-o băieții cu epoleți sau forțele oculte care încearcă să paraziteze Congresul PNL. Foarte bun. Acum însă, dacă apare ceva despre Ludovic Orban, lumea o să spună, bă, el a tras cutunul, a venit și Rafala din partea cealaltă. Da? Nu mai au tras și ei cu mitralieră. Nu mai e de la aia cu epoleți, cu forțe oculte. E de la tabăra adversă, da? În momentul de față. Așa că e interesant. De asta spun că e puțin probabil să nu aflăm ceva despre domnul Orban. Haideți să vedem comunicatul apropo de situația tensionată, explozivă, mă scuzați, din PNL. Adică se cere până la urmă poate un fel de armistițiu. Am mai văzut un text sau un îndemn de genul ăsta acum vreo 3-4 săptămâni, aproape o lună, după ce Florin Câțu i-a luat fața lui Ludovic Orban, au ieșit ceilalți și a spus, domnule, hai să facem o campanie curată, hai să nu ne mai jignim, hai să nu mai spunem lucruri râte despre noi, asta cam acum o lună de zile în spate. Și evident, toată lumea a stat liniștit o săptămână până a venit, pac, nucleara, scandalul Florin Câțu. Haideți să vedem apelul celor din tabăra lui Florin Câțu, care, repet, se întâlnesc cu premierul Florin Câțu, da, candidatul lor, tabăra însemnând vreo aproape 30 de președinți de organizație, nu, domnule Demețo? E o tabără puternică, consistentă acolo, care se întâlnește la Viralac pentru a tranșa și pentru a merge, da, alături de Florin Câțu mâine, când se depune candidatura oficială. Doar 10 secunde, dacă îmi dați voie, pentru că, de fapt, eu m-am lăsat prins în răspuns și nu am făcut o observație pe care am făcut-o de fiecare dată și vreau să o fac și în seara aceasta. Eu nu cred că informațiile despre Florin Câțu au venit din interiorul PNL. Eu refuz să cred asta, resping această teorie, știu că este una acceptată de publicul larg, știu că e una acceptată de tabăra lui Florin Câțu, eu refuz și resping această acuzație că au venit din interiorul PNL. Eu cred că PNL are dușmani suficient de puternici care să aibă suficient de mult acces la astfel de informații și să arunce în spațiu public astfel de informații într-un moment înseamnă în care ar dăuna Partidului Național Liberal. Deci acești domni din tabăra lui Câțu mint, nu, domnule Demețu? Nu mint. Mă rog, când nu spui adevărul, nu mint, dar este o minciună conștientă sau o minciună fără să știi. Nu ești ciuma roșie? Eu n-am spus că dumneavoastră, dar eu am spus că are suficient de mulți dușmani care să poată să folosească această informație. Noi nu considerăm pe adversar politic. Care sunt adversari, domnul Demețu? Nominalizați, așa, discutăm la nivel impersonal. V-au atacat cei de la PSD, pardon? Eu nu știu cine și de unde a venit această informație. Însă, ce pot să vă spun cu siguranță este că eu nu cred că a venit din interiorul PNL și resping această teorie. Faptul că anumiți colegi o cred și o și spun public, sigur că îi face să perpetueze public un lucru pe care eu îl consider neadevărat. Dar nu cred că o fac nici ei din rea credință neapărat sau ca să dăuneze Partidului Național Liberal, ci pentru că ei cred în bula lor, cred lucrul acesta. Eu nu cred, resping și refuz să cred acest lucru. Da, haideți să vedem informațiile. Am și niște lucruri interesante. La Ministerul de Interne au început să deporteze afgani. Discutăm de Ministerul de Interne din Austria.
Ministerul de Interne a deportat mai mulți refugiați din Afganistan, din Austria, cu toate acestea destinația nu era țara lor de Uniune, ci România. Foarte interesant. Vom discuta, probabil, săptămânile următoare, după situația explozivă de acolo, cu un val migraționist. Evident că Erdogan și toate țările tampon de până în Europa de Est, pentru că noi suntem practic la granița Uniunii Europene, nu vor avea interesul să țină pe teritoriul lor aceste țări, mă refer la Turcia, acești oameni loviți de soartă, da? Și va fi probabil o situație complicată pentru Europa în perioada următoare. Haideți să vedem apelul, da, celor din tabăra lui Florin Câțu, care îl invită pe Ludovic Orban să părăsească scena în mod elegant. E practic probabil, din punctul meu de vedere, un ultim avertisment pe care cei din tabăra lui Câțu îl fac lui Ludovic Orban, pe ideea, hai să încercăm să ne împăcăm acum, ca să nu fim obligați să scoatem și noi, cum zicea Robert, mitraliera sau tunul mai mic sau mai mare, cine știe. Liderii Partidului Național Liberal care îl susțin pe Florin Câțu fac un apel la decență și responsabilitate în cazul președintelui PNL Ludovic Orban, după ce acesta a avut mai multe declarații acide la adresa premierului. Politicieni ca Emil Boc și Rareș Bogdan se delimitează astfel de Orban, pe care îl acuză că susține o campanie de linșaj împotriva lui Câțu. Vorbim despre o scrisoare semnată de 67 de lideri din Partidul Național Liberal, printre care și Rareș Bogdan, Emil Boc sau Raluca Turcan. E bine, o scrisoare în care îi se cere lui Ludovic Orban să fie moderat și să dea dovadă de fair play în declarațiile pe care le face, pentru că aceste declarații ar aduce grave prejudicii partidului. În scrisoarea semnată de cei 67 de lideri politici care îl susțin pe Câțu, se spune chiar și că au apărut atacuri la adresa președintelui României, Klaus Iohannis. Este nepermis ca liderul PNL să-l atace pe președintele României, cel mai solid partener politic al partidului nostru în ultimii 7 ani. Ne delimităm de genul ăsta de politică. În replică, cei din tabăra liderului PNL susțin că acesta nu l-a atacat niciodată pe președintele României în discursurile publice. Ba chiar spun că nu este Ludovic Orban cel care ar fi scurs informațiile în spațiul public despre dosarele lui Câțu din Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, cei 67 de lideri din tabăra pro-Câțu susțin ca Dan Vâlceanu să fie nominalizat ca nou ministru de finanțe. Și aici, susținătorii lui Orban au luat poziție și spun că până acum nici măcar nu ar fi fost cerută convocarea Biroului Politic Național pentru validarea candidaturii lui Vâlceanu. Domnule Zamfir, pace, dar mie mi se pare important asta cu Vâlceanu. Domnul Mănăstire, pace? Uite, 25 septembrie, după 20 septembrie, vă rog, poate vă mai amintiți, o să vă amintiți de această emisiune în care eu susțin că nu există pace. Va fi o ruptură categoric, pentru că taberele astea, deci nu mai e loc de împăcare. Uitați-vă la ce s-a ajuns și asta este numai ce a reieșit public. Sunt convins că aveți informații ce e în interior. Dar uite, uitându-mă la comunicatul ăsta, domnule, linșaj asupra lui Câțu. În ce constă linșajul? E cineva care a fabricat domnului Câțu vreun dosar? E cineva care, plătit de altcineva, a desfășurat o campanie de denigrare? În care e denigrare? Domnul Câțu, în fatidicul an 2000, a băut până nu se mai putea ține pe picioare. Că ați văzut, au făcut polițiștii noștri de la Europol, sindicatul, au făcut un calcul cam ce înseamnă în cantitate de alcool alcoolemia lui Câțu. Și au reieșit undeva la vreo 5 sticle de vin și un litru de tărie, de whisky. Aia înseamnă beat mort, adică 5 sticle de vin, un om cu 5 sticle de vin, că a făcut și testul, nu se ține pe picioare. Bun. Păi în ce constă linșajul? Că e o realitate. Că domnul Câțu a venit aici și a spus că nu știe despre ce e vorba, e jenant. Adică gravitatea nu e a faptei cât a acțiunii de acum a domnului Câțu. Să vii să negi. Domnule, nu mi-aduc aminte. Domnule, ați fost arestat, l-au întrebat jurnaliști. Domnule, nu mi-aduc aminte. Domnule, ți-au pus cătușele. Nu mi-aduc aminte. Acum, probabil a avut mai multe episoade cu arestele de nu-și aduce aminte pe aia din America. Că orice om să ne faceți un proces de intenție. Păi nu fac un proces de intenție. În justiție acolo sunt foarte riguroși dacă ar fi fost arestat. Domnul Mănăstire, am o rugăminte. A doua sau a treia. Păi, domnul, nu aveți probe pentru așa ceva. N-am probe. Domnul Câțu a fost arestat. Nu pot să spună public cetățenilor români că el nu-și mai aduce aminte dacă a fost arestat. Hai că nu suntem chiar tâmpiți cu toți. După care apare acest episod
când a luat și el un credit, card pe credit, știți, bani pe card. Dom'le, n-a mai dat banii înapoi, nici asta nu și-aduce aminte. Vine cu această minciună ordinară, sfruntată, dom'le, știi că de fapt s-a închis un dosar. Nu, domnul Mănăstire, realitatea pe care domnul Câțu o neagă cu o serenitate incredibilă, e că acei recuperatori care l-au căutat un timp anume, dându-și seama că nu-l găsesc și constatând permiteți că acele să... cheltuieli... Păi nu, stați că vă spun și dumneavoastră. Da, era, era șeful trezoriei ING România. Da, domne, era după suficient aia... să dai un, în 2009, da? Era Facebook, face, da. Dacă toată lumea e pe Facebook acum, da? Intrau pe Google, intrau pe Facebook, da? Și îl găseau. Domnul Câțu în 2009 era șeful nu, trezoriei. Nu l-au mai găsit în America. Apărea la emisiuni din România, îl găseau, da, și pe YouTube. A plecat în America. Detectiv, n-au putut, da, să-l găsească în România. N-a mai plătit, n-a mai dat tăia 7.000, 9.000. Dacă se întoarce în Statele Unite ale Americii și ajunge în Iowa, da. Îl urmăresc deci băieții după bani. Imediat, pentru că procesul ăla, asta e marea poveste, nu-i stins. Procesul ăla este suspendat. Suspendat. Dacă domnul Câțu, pășind pe teritoriul american, ajunge întâmplător în statul Iowa, da? Băieții ăia automat vin la el și spun, gata, ești aici, dă banul. Da? Deci, să ia procesul exact. În secunda 3. Asta e povestea cu legislația americană. Sunt multe chestii pe care nu le înțelegi, se pare așa. Da, și nu le cunoaștem. Ăia nu stăteau să sune România să spună, domnul Câțu, aveți așa. Au zis, lasă-l că vedem ce și cum. Poate ajunge, poate vine. Poate... Domnul Turcescu, da. Marea problemă, insist să spun, că este faptul că domnul Câțu astăzi, domnule, minte, n-are niciun fel de cum să vă spun, pe de ce, tresărire. Pe ce chestiune minte? Păi la astea, domnul Mănăstire, sincer, că... Eu am fost toate zilele astea aici și am constatat ce a făcut domnul Câțu. Nu-și mai aduce aminte că a fost arestat, dar de fapt a fost arestat. Nu-și mai aduce aminte de bani, dar uite că-s banii. Dom'le, l-a întrebat un ziarist ieri sau alaltă. Dom'le, ați consumat droguri? Și l-a vorbit de altceva. De ce a evitat domnul Mănăstire? De ce a evitat, dom'le, răspunsul la această întrebare? Uite, eu acum, sincer... Chiar vreau să știu dacă primul ministru al țării mele s-a drogat. Pentru că... Când atunci sau în general? Dom'le, stai să vă spun. În terminaționament. Deci un om care s-a drogat, eu așa am văzut peste tot și am citit și m-am informat și e public că un om care se droghează devine dependent. Drogul îți dă o dependență. Vreau să știu și eu după, dacă s-ar fi drogat atunci. A urmat un curs de dezintoxicare ca să vedem. Faceți un proces de intenție. Păi nu fac un proces. Am spus, aș vrea să știu dacă se droghează, pentru că nu vrea să ne răspundă. Poate le spune că spunea domnul Robert Turcescu că i-au cerut să discute sincer ce mai are. Domnul Turcescu, poate le spune colegilor, da, domne, am un dosar, eram și eu tânăr, aveam 35 de ani și m-am drogat. Robert, crezi că... Domnule, ideea. Da, 10 secunde. Deci, nu-i fac proces de intenție, dar încă o dată. Cu toată sinceritatea vă spun, vreau să știu dacă primul ministru al țării mele s-a drogat. Da? Să răspundă public acestui lucru, pentru că este extrem de important. Dincolo de ce spune că e cancan. Auzeam colegi de la PNC, domnule, un cancan ăsta, poftim? Cum adică? Un primul meu ministru, dacă s-a drogat în trecut, poate fi dependent? Eu l-am mai văzut cu ochii injectați și umezi și în perioada asta. Acum, nu fie ei, faceți domnule, asta, e cu... Domnul Mănăstire, puteți să credeți că este ce la economie, la finanțe, corect? O fi obosit, da, încă o dată. Pe mine, dacă dumneavoastră m-ați fi întrebat dacă m-am drogat, eu vă dădeam în judecată în secunda 2. Omul pentru poartă, că mă jigneți. Acum iau apărare lui Florin Câțu. Păi luați-i, vă rog. Omul poartă lentile de contact, am înțeles. Intră praf în ochi, de ce nu mai răspunde, de ce nu răspunde domnul la întrebarea asta? Dom'le, te-ai drogat? Cum să schimb subiectul? Pentru că atunci pun pe seama, păi știi ce, toate împrumuturile astea nebunești, pe că poate ajungem și la ele, pe care le-a făcut, o să spună peste vreo 2 ani, dom'le, nu mi-aduc aminte, nu mai știu. Să fiți, încă o dată, are discernământ un om care, dacă se droghează, un om nu prea are discernământul, adică nu prea e acasă cu tot ce trebuie. Și când, atunci, pe mine mă interesează intervin, foarte tare lucrul ăsta. Când da? Pot să intervin, domnul Năstirea, domnul aș vrea să interveniți, dezbaterea este activă, nu suntem la ședințele de partid în care ia fiecare... De partid, e vorba de respectul, da? E vorba de respectul față de interlocutor și mai ales că dumnealui a spus de 3 ori termin ideea în 10 secunde și am așteptat în dezbatere, dar puteți interveni. Asta spun, și am așteptat acele 10 secunde în care era un mod atent de a atrage atenția... Hai la chestiune, să auzim. Da, colegilor de dialog. Eu am înțeles în felul următor, că se bazează un întreg raționament pe ceva ce nu știm dacă s-a întâmplat acum 20 de ani sau nu, că e una să spui, domnule, de exemplu, sunt cetățeni în a căror țară este ilegal să fumezi marihuana.
sunt astfel de cetățeni în lume, peste tot, inclusiv în România, dar care se duc în Olanda. Și în Olanda, în Amsterdam, nu e absolut nicio problemă, este perfect legal să fumeze o țigară de marihuana și sunt cetățeni care simt nevoia să experimenteze asta. Nu neapărat români, deși poate și români. Eu nu am făcut asta niciodată. Nu am avut această curiozitate. Eu nici măcar nu fumez. Deci nu am avut această curiozitate. Dar poate că sunt cetățeni români care au simțit nevoia să experimenteze asta. Poate sunt colegi de-ai domnului din PSD. 100% au fost oameni care înseamnă, au simțit asta. Asta înseamnă dar că dacă au făcut asta odată, înseamnă că au devenit dependenți? Dom'le, știi ce să înseamnă spune? Că, acolo a dus-o PSD-ul discuția. Domnul eu doar Demetro, răspund la niște, alcoolul la un este proces de intenție. Alcoolul drog, ne spune Alina Mungiu Pipi. Domnule Demetro, apropo că suntem la capitolul cu stupefiante, droguri, da? Alcoolul care este legal e, conform statisticilor, principalul drog legal al lumii. Marihuana, într-adevăr, dă dependență, este cât se poate de evident, nu există dubii pe chestia asta, așa cum și alcoolul dă dependență și, de regulă, orice substanță interzisă sau orice substanță activă halucinogenă dă dependență. Sunt de acord, dar marihuana, fără să fac o apologie de... a drogurilor, niciun fel, ferească Dumnezeu, eu nu m-am drogat niciodată, nu fac excese, nu am fumat nici măcar niciodată. Dar faptul că noi doi ne vedem într-o seară și bem un pahar de vin la o friptură, asta nu înseamnă că suntem alcoolici. Evident. Păi, despre ce problema, vorbim? Da? Nu putem să bazăm un întreg raționament să-l răstignim pe un om pentru ceva ce nici măcar nu știm că s-a întâmplat acum 20 de ani, plecând de la premisa domnului. Nu înțeleg de ce domnul Câțu lasă spațiu pentru astfel de, cum să spun, de presupuneri. Da. Nu înțeleg de ce. Vă spun sincer. Deci, ca om de comunicare, nu văd că, dacă are vreo strategie. Adică, în momentul în care te întreabă frontal cineva, zice, băi, te-ai drogat vreodată? Nu vrei să-i rog pe colegi, mai căutați odată declarația de la apropo. E importantă, da? Pentru că... Nu înțeleg, adică dacă era categoric și zicea, domne, nu știu, am tras un joint în viața exact. Mea. Da? Era o chestiune. Declarația dar asta s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani, când am ajuns pentru prima oară în Statele Unite ale Americii, da. La un chef. M-am îndrăgostit, m-a lăsat iubita și am tras și eu marihuana. Am tras un joint, da, acotat. De ce lasă spațiile astea așa? Care e povestea? Asta dă naștere, cum să spun, iată, la genul ăsta de retorică din partea adversarilor politici. Acum nu suntem naivi. Ar fi o mărturisire de genul în care l-ar îngropa. Pe fondul acestui scandal a recunoaște, cum a zis Alina Mungiu Pipidi, aseară Alina Mungiu Pipidi ne-a recunoscut aici la dosar de politician. Ea a predat la Green College. Alina Mungiu Pipidi acum 20 de ani și a recunoscut că pe la diverse serate așa mai departe mai fumau, da, marihuana studenții. Nu era obișnuință acum 20 de ani. Fenomenul a evoluat în Statele Unite, sunt state în Statele Unite, pe teritoriul unde se fumează, în centru vechi în București, miroase a marihuana de la cap la coadă. Așa deci este, păi, pe bune, despre ce vorbim? Păi, mergem la orice festival, de la Summerwell, la ce vrei tu, la... 40 de, de copii la Electric deci, Castle au fost prinși cu stupefiante. Eu știu weekend-ul cu miroase... Unde a fost Emil Boc. Deci asta noi se va ajunge în moment și în România, dar să ce... Mirpe pe strada, au prins. Domnul Turcescu, hai să mai vedem o dată întrebarea. Noi vă mai acceptăm. Eu spun din nou, deci nu înțeleg de ce premierul Florin Cîțu... Hai să urmărim încă o dată, să vedem. Poate a fost de manevră. Poate a fost ureșitat, poate a fost obosit, poate era tensionat. Haideți să vedem o dată declarația, pentru că, într-adevăr, un răspuns ferm ar fi închis orice discuție. Dom'le, nu! Răspunsul este nu! Hai să vedem ce a spus Florin Cîțu. Dacă ne puteți spune, în primul rând, de unde ați luat acel împrumut, de asemenea, în spațiu public se vorbește despre un consum de droguri. Ați consumat vreodată droguri? Despre sâmbătă noastră ați și după aceea trebuie să plecăm, dar sau a fost prezentat în spațiu public un dosar în Statele Unite. M-am informat și eu, este de fapt o decizie de respingere a unei sentințe civile despre care nu am fost informat niciodată. S-a întâmplat în 2009, eram foarte ușor de găsit pentru oricine dorea să mă găsească în 2009 dacă era ceva, dar repet, realitatea juridică este că acel dosar a fost respins de instanța Statele Unite, iar am încredere în instanță. Justiția din Statele Unite. Există o datorie de 7.700 de dolari. Repet, acel claim a fost respins de instanța americană.
Deci, cred că a fost simplă întrebarea, nu? Da, bineînțeles, deci ce să spun? Deci, la nivel de comunicare, da, în povestea asta, cu asta aș fi început. Ce a zis drogul? Pleacă domnule de aici. Corect. Da? Adică așa era povestea, da? Hai să urmărim pe asta cu drogurile, în prima, până ajungem la cu dosarul, că văd că aberați în spațiul public, da? Pentru că asta este o chestie care dă prost la români, ca să zicem așa, da? Până Statele Unite ale Americii, vine el în mască la podcastul lui nu știu care, își ia un joint în gură, trage cu ăla, se apucă și vorbesc. Și toată lumea râde. Asta e bun, discutăm America. De în Olanda, da, persoană publică, da. Da, exact, bun, ok. Dar... în România, da? Domnul Turcescu, dar e penal. Asta... Domnul Turcescu, consumul de droguri și în America e penal. Pentru că domnul Câțu, că... Domnule Zanfi, în anumite state nu este domnule, penal, vă dau este perfect de acord că spuneți așa. Domnule, trebuie să încheie odată subiectul, terminat. De ce? Pentru că se vorbise și cu două zile înainte despre această posibilitate. Ce scria în acel, mă rog, în raportul polițistului? Că a fost prins... cu alcoolemia așa sau substanțe și cum erau alea? Domnul Cățu spune deci... că are și raportul toxicologic de la acel moment sau zicea că îl caută și așa mai departe. Sigur că caut. Nu l-a găsit. Bun. Sunt chestiuni care dau naștere la tot soiul de speculații, la o retorică, le dau muniție celor din opoziție în momentul de față. Nu e vorba de muniție aici, domnule. Sincer, uite, vă rog eu, haideți să ne desprindem și vă dau cuvântul meu de onoare. Nu vreau să interpretăm aici în cheie politică. Chiar credeți că nu contează? Vă rog, faceți abstracție că sunt de la PSD. Dom'le, dar nu contează pentru cetățenii României să știe dacă primul ministru a consumat droguri sau poate mai consumă droguri, pentru că decizia lui, orice decizie a primul ministru și a oricărui om, este influențată de consumul de droguri. Acum, sincer, și chiar nu mai vreau să discutăm de chestiunea asta în cheie politică. Nu e cheie politică. Puțin, că nu, e important pentru oricine în țara asta. Pentru că omul ăsta ia decizii. Numai puțin, omul ăsta se împrumută. Înțelegeți de ce am în disperare. Dacă pot omul ăsta ia decizii. Păi vreau să știu, deciziile pe care le ia în urma consumului de droguri sau nu? Nu, stați despre puțin. Ce vorbim? Întrebarea a fost alta. Stați puțin. Întrebarea a fost, ați consumat droguri? Dumneavoastră nu puteți să veniți acum să spuneți, domnule, vreau să știu niciodată dacă... Niciodată trebuie puțin. Dacă era curat. Nu poți să vii acum să spui, domnule, vreau să știu dacă acum ia deciziile de la guvern sub influența drogurilor. Nu l-a întrebat nimeni, domnule, sunteți drogat acum? Domnule, consumați acum droguri? Drogații sunt dependenți, domnule. Nu e adevărat. Trebuie să spunem, domnule, nu e adevărat. Aici o discuție... Nu, drogații nu sunt dependenți. Domnule, cu Tibi, nu, vă rog, să-mi dați voie. Cu Tibi Ușeriu... Toți ne îngrămădim să ne facem poze. Toți. Dar nu puțin știm că el a evadat de două ori din pușcărie și a fost pe lista Interpolului să fie găsit la nivel internațional. Care legătura? Legătura e în felul următor. Dom'le, și dacă vreodată eu am avut un trecut de care nu sunt mândru, asta nu înseamnă că nu mă pot schimba la 180 de grade și vreau să fie mândru de mine. Nu puteți să veniți să spuneți că e o dependență dacă, din nou, mai spun o dată, domnul Sfrei, niciodată în viața mea nu am consumat drogul. Dragnea n-a putut să fie prim-ministru pe ideea asta. Păi, dar n-a putut să fie prim-ministru pe o condamnare acum. Da, asta e viața. Dacă era o condamnare acum 20 de ani, nu putem să ținem sabia deasupra capului unui om deasupra timp de 20 de ani. De ce a mințit, domnule? Păi, dar vă spun de ce, pentru că dumneavoastră ați spus acum în felul următor. Domnule, să ne spună dacă se droghează sau nu. Nu l-a întrebat, domnule, presa asta. Incredibil. Nu l-a întrebat presa. Nu, mai dăm o dată. Presa a întrebat, v-ați drogat referindu-se la perioada aceea. Da, la perioada aceea din state. N-a zis vreodată. Păi mai dăm o dată. Domnul Demetso, întrebarea nu apare în material, dar întrebarea am văzut-o și da. Sincer, reporterul a întrebat dacă erați drogat atunci. Da. Și după aceea a doua întrebare ajutătoare a fost dacă v-ați drogat vreodată. Exact. Înțelegeți? Deci dacă a fost drogat atunci, în noaptea de 3 decembrie, în momentul în care a fost reținut, și dacă ați consumat după aceea în perioada următoare, da? Însemnând asta ca timp sau ca lungime de timp, poate chiar și în zilele noastre, nu știu, săptămâna viitoare. Săptămâna înseamnă că materialul nu este în întregime, dar indiferent... Aveți încredere că, bun, reporterul... Da, întrebarea de unde ați consumat vreodată droguri. Exact așa. Reporterul a pus o întrebare bună. Da? De acord cu dumneavoastră. Iar eu aș fi răspuns la asta prima, fără nicio ezitare. Probabil sub presiunea timpului, pentru că trebuia să plece, premierul a răspuns la ultima întrebare. Hai să sau la prima în ordine. Mai sunt 10 secunde până la pază. Dumneavoastră v-ați drogat vreodată? Niciodată în viața mea. Iar asta este pentru mine o problemă de educație. Pe mine m-a crescut mama mea.
single mom, mamă singură, și asta a avut o educație mult mai fermă, dacă înțelegeți. Și mai e ceva, au trecut 48 de ore de atunci. Domnul Câțu, dacă ar fi văzut că se rostogolește în spațiu public, că se speculează, că a lăsat el loc de speculații, domnule, ieșean, uite acum, când a ieșit ca Ceaușescu... Pauză comercială, 13% creștere economică, bun, domnul Câțu a ieșit astăzi, practic e un balon de oxigen. Acum, mai în glumă, mai în serios, e o chestie cu care Florin Câțu a venit, a pus-o pe masă, s-a lăudat, evident, este prim-ministrul României și l-a ajutat, cred că această dată statistică l-a ajutat să mai ia presiunea de pe el, pentru că, într-adevăr, este supus unei presiuni teribile premierul României. Scurtă pauză și discutăm despre economie versus inflație, pentru că e importantă și chestiunea asta cu inflația și cu creșterea prețurilor. Pentru BPN-ul de mâine s-a convocat BPN absolut statutar. Vom avea BPN la 10:30. De BPN am încercat ca acest BPN să-l convoace președintele actual al partidului. Domnia sa nu a dorit să convoace acest BPN. Noi considerăm că România trebuie să fie condusă, trebuie să avem un ministru de finanțe, îl vom valida pe Dan Vâlceanu ca ministru al finanțelor. Este o chestiune absolut firească, normală, e unul dintre specialiștii partidului nostru și un om cu care Florin Câțu poate lucra. În negocierile pe care le-am avut aici și vi le-am amintit cu toții în luna decembrie, cu toții am vrut, Florin Câțu a dorit un singur lucru, să aibă un ministru al finanțelor cu care să poată lucra. Atunci a venit Alexandru Nazare, din păcate colaborarea cu Alexandru nu a fost cea mai bună și lucrurile s-au viciat, așa că 45 de zile a stat Florin Câțu, premierul nostru, ca ministru al finanțelor, iar acum, începând de mâine, îl vom valida, în foarte scurt timp va face jurământul și va fi valid ca ministru, deci pe 22, data limită, vom avea ministrul al finanțelor, cum e normal într-un guvern. Este un exercițiu de imagine negativ faptul că Dan Vâlceanu a fost membru al Partidului Social Democrat. Iar a fost acum, de mult, doamnă. A fost de mult, e un om care... Auziți-mă, dacă ne uităm la ce a făcut un om acum 21 de ani, eu acum vreo 25 sau 30 de ani puneam muzică pe la terasa Tineretului și pe la ring în Costinești, m-am mai și bătut, n-am furat nimic niciodată, dar vă spun ceva, nici Florin Câțu nici nu a furat, iar faptul că a condus, atunci sigur el regretă, a anunțat că va propune o legislație extrem de dură cu privire la consumul de alcool la volan, este o chestiune de acum 21 de ani, o chestiune care nu schimbă cu nimic, cu absolut nimic performanțele sale, iar cifrele economice, cunosc bine economia Europei, urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă în Franța, în Portugalia, în Spania, în Italia, în Austria, cifrele României arată foarte bine și vă rog să mă credeți că se va resimți. Sigur că oamenii așteaptă imediat să se resimtă și în buzunar. Sigur că sunt ușor speriați de faptul că a ajuns benzina la 6 lei. Sigur că sunt speriați de creșterea facturilor la energie. Îi rog să aibă puțină răbdare. Creșterea de 13,6, care este cea mai mare creștere cu două cifre, se va resimți și în buzunarele lor și în economia românească. Noi ne preocupăm de guvernare, ne preocupăm de PNRR, ne preocupăm de banii europeni, iar Florin Câțu este acel Mario Draghi pe care Italia, cu partide mult mai scindate și mult mai puțin puternice în Parlament, nu aveau nicio forță politică care să aibă 20% în Parlament și cu toate astea au reușit să construiască o majoritate în jurul lui Mario Draghi, un mare specialist în economie, cu vreo 25 de ani mai în vârstă decât Florin Câțu. Noi avem o șansă cu Florin Câțu și îi rog pe români și îi rog pe alegătorii noștri, pe toți cetățenii români să aibă încredere în președintele României, să aibă încredere în guvernul Câțu, să aibă încredere în Florin Câțu. Ieri am avut discuții telefonice și cu liderii din alte forțe politice. Chiar dacă nu eram în țară, îmi cer scuze pentru ținută, e ultima ținută estivală, dacă vreți, de mâine sunt la costum și la cravată, abia am ajuns de la aeroport. Și îi asigur pe toți că și Dacian Ciolo și Dan Barna sunt oameni absolut responsabili și doresc să mergem înainte. Ați văzut declarația lui Kelemen Hunor, absolut toată lumea dorește ca acest guvern să meargă înainte, această coaliție să meargă înainte într-un parteneriat asumat cu președintele României, Klaus Iohannis.
legat de... Pentru că nu a mai... Au fost chestiuni pe care le-a comunicat la vremea respectivă premierul. Trebuie să-l întrebați pe Florin Câțu și sunt convins că... Va... Nu au fost chestiuni personale. Au fost de colaborare instituțională. Cine? Alexandru nu. Alexandru este în zona independenților, nu e în tabăra urbană. Transmisă astăzi că afectează imaginea partidului. Da. V-aș întreba dacă nu considerați că și elementele apărute legate de premierul Florin Câțu, aceste dosare, nu pot afecta și ele imaginea partidului. În chestiune de 21 de ani, Florin Câțu, atunci când au apărut acestea, probabil nici nu visa că va fi unul dintre cei mai buni miniștri de finanțe a acestei țări din ultimii 31 de ani și premier al României sau președinte al partidului de guvernământ. Nu sunt chestiuni care să afecteze în vreun fel performanțele sale ca prim-ministru, ca președinte al partidului, niciun fel. Și noi le vom explica românilor tot ceea ce trebuie. Vom merge din județ în județ, vom ieși pe televiziuni, vă mulțumim vouă că sunteți dumneavoastră, că sunteți atât de atenți cu noi și acordați atât de mult timp și spațiu Partidului Național Liberal, le vom explica fiecăruia pentru a înțelege că o chestiune întâmplată cu 21 de ani în urmă nu este relevantă pentru buna guvernare. De mai multe mii de euro. Rămâne exact cum am stabilit. Cum? Da. Cum am votat? Faptul că legat de PPN-ul de mâine nu a fost informat și că nu au fost discuții cu dumnealui. Cine deci nu spune adevărul în această poveste? Deci Ludovic Orban este încă președintele partidului. Știe că Partidul Național Liberal și Guvernul are nevoie de un ministru al finanțelor și domnia sa, PPN-ul putea fi convocat de către domnia sa, a fost rugat să convoace acest BPN, a avut ezitări și atunci am considerat că trebuie să convocăm noi BPN-ul, avem majoritate în Biroul Permanent Național, dar aici nu e o chestiune de bătălie internă, aici e o chestiune de responsabilitate, pentru că România trebuie guvernată, iar Ministrul Finanțelor este un ministru cheie, avem de făcut o rectificare acceptată de toate forțele politice, din fericire atât PNL cât și USR Plus și UDMR sunt absolut de acord cu această rectificare, iar rectificarea nu va privi doar primarii sau Consiliul Județean sau ministerele conduse de liberali. Ele sunt pentru români, pentru că atunci când Emil Boc a transformat Clujul sau Ilie Bolojan a transformat Oradea sau colegii noștri au transformat Timișoara sau Aradu sau Alba Iulia, nu s-au gândit doar la cei care i-au votat, s-au gândit la toți cei care locuiesc acolo. Așa că vor fi și primari de la PSD care vor primi tocmai pentru că sunt și ei vreo 1500 și ceva și trebuie să-și continue proiectele, pentru că aici e vorba de proiecte pentru cetățenii români, nu de proiecte pentru cetățenii votanți PSD, PNL, UDMR, USR Plus, PMP sau AUR. E vorba de toți românii care beneficiază de o bună guvernare. Nu vă răspund la... În primul rând nu știu, pentru că eu am ajuns, ați văzut, am ajuns cu foarte puțin timp în urmă. Nu. O să vedeți declarația de după în care vom apărea cu toții și vom vorbi. Emil Boc, puteți vorbi cu el dacă doriți. Domnia sa așa depus cerere. A fost o chestiune strict procedurală, după cum bine știți. Domnia sa și-a depus cererea undeva la sfârșit de septembrie, început de octombrie și a fost validată abia cu puțin timp înainte de alegerile din 11 iunie 2016. Are vechimea necesară, nu va fi nicio problemă. Este absolut, ar fi culmea, după ce au încercat să-l blocheze cu alte chestiuni, să încerce acum să-l pună la pământ și n-au reușit, și noi suntem lângă el în continuare, să încerce să-l blocheze la candidatură. Nu va reuși nimeni, va câștiga, va câștiga președinția partidului. Scaunul de președinte... Da, Maria, spun de ce e important, pentru că e partidul de guvernământ. E foarte important pentru că e partidul. E foarte important pentru că e partidul de guvernământ, e foarte important pentru că conducem guvernul, pentru că avem responsabilitate. Ce avem simțit? Ce avem de câștigat? Vă spun ce, aveți... În acest scandal... Nu e un scandal mai mare decât în Partidul Republican din Statele Unite sau un partidul Republican din Franța. La alegerile interne sunt normale să fie uneori mai tensionate, dar din păcate... Nu în Franța, da? Vă rog. Susțin că această convocare, cumva din scurta acestei ședințe de BPN a PNL
zilele de mâine nu le va permite tuturor celor care îl susțin pe Ludovic Orban să fie prezenți la această ședință, să-și exprime și ei punctul de vedere. BPN-ul are un număr prestabilit. Veți vedea majoritatea creată și chiar dacă nu sunt 2-3 oameni, 4 din cei care susțin pe Florin Câțu din tabăra reformistă, care nu vor, echipa câștigătoare, care nu vor ajunge, probabil nici din partea domnului Orban nu vor fi mai mulți de 2-3-4, și nu ar fi schimbat cu nimic majoritățile, pentru că majoritatea va fi una confortabilă, în așa fel încât putem să impunem un ministru al finanțelor responsabil pentru o bună guvernare în România și care să lucreze foarte bine atât cu primul ministru, cât și cu ministrul fondurilor europene și ministrul dezvoltării. Legate de moțiunea cu care va candida Florin Câțu, care este titlul acesteia, ce va conține? Nu vreau să fac, vom vorbi mult, vom analiza fiecare cuvânt de acolo, sunt convins. Vom analiza poziționările, vom vedea zonele de economie. Deocamdată se discută inclusiv de situația celor 27 de români care nu au fost încă aduși din Afganistan și suntem îngrijorați de acest lucru și cred că Bogdan Aurescu cum a reușit pe cei 18 să-i aducă spre orele dimineții, să reușească să îi protejeze și să-i aducă spre țară pe ceilalți 27 de români de acolo. Mulțumesc! Întrebarea e bună jurnalistic, dar dacă vă uitați la situația internațională și vă uitați la știri, veți vedea cetățeni danezi, britanici, americani, francezi, italieni, austrieci, în număr mult mai mare. Credeți-mă, autoritățile statului român au făcut lucruri excepționale și sunt foarte bune în această zonă. Deci nu putem avea un reproș cu privire, pentru că acolo, ați văzut, retragerea s-a produs destul de brusc. Situația e una complicată la nivel internațional. Ați văzut și poziția Comisiei Europene. Haideți să așteptăm. Statul român își protejează cetățenii oriunde s-ar afla ei. Vă asigur de asta. Mulțumesc. Vorbim după. Da. Nu, exclus. Florin Câțu va fi candidat și va fi președintele Partidului Național Liberal. Domnul Rareș, cum facem cu fără penal? Am susținut campania și ca jurnalist și ca politician. Nu. Eu unul. Ți se pare că Florin Câțu, care a fost acum în Italia, este stradă. Da. Bătut, și eu am stat amendat. Și eu am stat pentru ca să se... Pentru ca în aceste instituții ale statului să vină oameni curați. Să avem oameni și reformiști. Da. Credeți că se poate aplica fără penal în funcții publice? Nu contează persoana. Ai greșit, lasă omul cinstit, onest. Da, nu se pune problema în cazul lui Florin Câțu. Nu are o condamnare în România, Marian, sincer. Dar există Nu există o problemă atâta timp că e o chestiune pe care el o regretă, care s-a întâmplat în perioada când era în Statele Unite și care e o chestiune mult mai puțin gravă atât de multă ipocrizie e greu de văzut și de suportat, dar cu toate astea suntem obligați să o suportăm și să le spunem. Și nu vine din partea ta sau altora, e din partea unora care arată cu degetul, care încearcă acum să-l prezinte pe Florin Câțu într-o lumină complet nefirească. Nu vreau să comentez. Nu vreau să spun asta. Spun doar că îi rog pe toți colegii mei să fie liniștiți. Partidul Național Liberal va rămâne unit și va rămâne un partid puternic care își va asuma. Simplu. Atunci când intri într-o echipă, îți asumi și greșeli ale unora sau întârziere ale reformei. Sunt convins că voi fi aplaudat și voi fi mai mult decât atât, voi fi votat, nu doar aplaudat, în 2024. Sunt absolut convins. Pentru că știu ce vom face. PSD. Nu va câștiga niciun PSD. Nu o să câștige niciun PSD. Ai încredere că tot dreapta va conduce România. Nu cred. O să vezi. În 2024.